prieteni, sunt Răzvan Mihuța din Clubul de Pescuit Sportiv West Penning Brigade. Astăzi, împreună cu colegul meu, Avram Adelin, vom face o partidă de pescuit pe Dunăre. Vom căuta șaleul. În câteva cuvinte, suntem imediat după încetarea perioadei de prohibiție la deschiderea pescuitului. Peștii ar trebui să fie liniștiți încă. Probabil că nu sunt încă foarte hăituiți de pescari. Sperăm să colaboreze. Salut băieți, sunt Avram Adelin și după cum v-a spus și colegul meu Răzvan, pescuim pe Dunăre la deschidere, după o lungă perioadă de stat în casă. Am luat niște informații înainte de a veni, ne-am uitat la cotă, la debit, la prognoză, am întrebat localnicii prima dată prin telefon, cum e apa, dacă e curată, dacă nu. Din păcate, apa era curată pentru perioada asta, în mod normal, foarte mică. Și peștele nu era în mare, toate informațiile, peștele era foarte împrăștiat. Totuși, nu. Odată hotărât că facem pescuit aici, n-am mai schimbat nimic. Și ne-am uitat un pic pe cote și chiar și aseară debitul este în scădere, ceea ce nu e chiar foarte bine. Asta înseamnă că peștele se ridică de pe fund și e foarte greu de găsit. Pentru asta, eu zic că o să abordăm în general locuri care țin curent. Asta înseamnă că curentul coboară peștii mai spre fund, unde practic o să încercăm să-i prindem la jig, o să pescuim doar la șalău sau șalău somn. Avat văd că nu bate deloc, tot din cauza curentului, din cauza lipsei curentului. Și o să vă prezentăm în timpul partidei câteva strategii, cum ne-am poziționat și mai ales cum ne punem față de un prag, astfel încât să ne folosim de curent în prezentarea nălucii. Haideți să începem!
plin. Primul atac mai consistent. Cât acolo? Plin. Cum e? Și cum Daniel? Cât tot? De rupă. Mal. Unde l-ai agățat? De vârful buzei. Nu știu, dar odată am venit. Efectul a fost devastator. Ai luat unul? Da. Până la urmă poate intre și mai mare. Uite. Băi, faină-i, mă. Nu stai pe monocolor ăsta. Merge pe monococ. Deci nu merge pe monocrom. Parcă sunt tot mai mici. În ce privește evoluția, am văzut că preferă o evoluție lineară. Dacă îi dai în dinți de fierăstrău, nu vor să o ia. Soluția imorală. Am început să bunghez și eu cum e. Cum se face? Cum se procedează? Normal. Tot mai mici, tot mai mici. Unde greșim?
mai gol din ăla, da. Sau cui? Yeah. Hai că ne auzim. Da, ne auzim mai încolo. Bă, da, vreau să văd dacă e, da, 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 bă, ce dacă e, dacă e, dacă nu-i vrea. Tu, este. Și să te uiți încolo, să-mi mai vezi. Să ginești. Acolo să fie, să fie. Eu de-aia numai așa fac, să duc la palidă, vin înapoi, dau la fel. Combinata nordică. Da. Da, așa poți să-i agitezi și prin și după lângă el, ok? M-a dat Gigi. A voble la fel. Și ce crezi că n-ar mai? Oh, asta pare mai mărișor. Pregătește minciul. Vezi? Nu. No. Da, e ceva mai mare. Iată la camera din spate care merge. Sau? Oho. Stai. Că le iau cu minciu. Da. Puțin mai mărișor. Că o bagă, ăla e în capul gol. Nu, e și... Partida de astăzi ne-am propus să testăm și noile Shimano Zodias, modelul nou din anul 2020. Spre deosebire de modelele anterioare, modelul de anul acesta are un mâner la care i s-au adus anumite îmbunătățiri, atât la nivelul mandrinei, cât și în această parte inferioară a mânerului, unde în loc de spumă această EVA, a introdus această cameră de rezonanță, cred că se aude, care amplifică vibrațiile și transformă lanseta într-una mai senzitivă. Lansetele sunt montate pe niște blancuri japoneze, care sunt senzitive și totodată destul de flexibile. Nu sunt chiar rangă, să zici că scapi pești în drill. Deci, mie îmi plac cel puțin lansetele care sunt un pic mai permisive, îmi plac cele foarte, foarte rigide. Cu atât mai mult cu cât dacă lanseta e permisivă, o să o folosești la mai multe aplicații decât strict logic. În partida de astăzi avem 3 lansete pe care vrem să le încercăm de la Zodias. În primul rând, fiind pe Dunăre, am luat o lansetă mai heavy. Modelul până în 42 de grame. Nu o să intru prea multe caracteristici tehnice, având în vedere că o să trecem la mai jos la descrierea videoclipului, o să trecem și echipamentul pe care l-am folosit în partida de astăzi. Am luat această lansetă mai heavy pentru a pescui cu ea cu jiguri grele, cum este acest jig de 40 de grame, cu care voi da în zone cu apă mai adâncă, cu atât mai mult cu cât peștii se pare că s-au tras pe zona cu apă mai adâncă acum când Dunărea nu curge. Dar am mai luat cu noi și o lansetă
ceva mai ușoară, până în 21 de grame. Așa, și Adelin are la el și o lansetă de spinning în caz că găsim totuși pești sau i-am găsit pe apă mică sau ne vom întâlni cu pești foarte mici, atunci o să pescuim și cu lansetele acestea mai ușoară. Mulinetele sunt echipate cu binecunoscuta deja Shimano Bantam, care este o mulinetă ce ține la tăvăleală foarte puternică, pe care noi o folosim deja de vreo 2 ani. Coace, iar muleta de spinning este, lanseta de spinning este echipată cu mulinetă Shimano Ultegra. Cam atât despre echipament, haide să vedem, să trecem la treabă și să vedem dacă găsim pești. O să vă spun în câteva cuvinte ce am ales să facem ca strategie, pentru că apa nu curge aproape deloc. Probabil că cei de la baraj au oprit uzinarea și practic Dunărea e ca o baltă. Curge puțin, dar foarte slab. Pentru asta am ales să pescuim pe o apă de minim 12 metri, 12, 14, 16 metri aici, cu niște structuri de pământ, de lut, chiar și niște bolovani, și pentru a putea pescui foarte bine și în josul apei și cu apa, am optat să dăm cu un jig în formă de cap de pește, pe cum se poate observa, care taie foarte bine apa și nu opune rezistență. Și tot așa ca și șmecherie, o să rupem la shadul nostru, pentru că nefiind curent putem obține o bătaie mai mare din codiță. Rupem această nervură și automat shadow se bate mult, mult mai larg. Dacă ar fi fost curent, n-ar fi fost nevoie, pentru că curentul are nevoie de o nervură suplimentară ca să stabilizeze puțin shadow. Dar așa, el se bate mai natural și, având în vedere că nu este curent, ne ajută foarte mult în pescuit. O să pescuiesc cu acest buzz de casting, din ce cauză? Pentru că pot ajusta foarte repede adâncimea apăsând clicul de pe tambur și pot să joc și chiar pe verticală. Acest jig, având în vedere că apa îmi permite acest lucru. Dacă e șalău, e mare. Asta e mare. Pregătește-te cu miciugul. Nu-i somn. Hai. Somnul de obicei se întoarce peste cap, știi?
Mi-a dat un pic de emoții, că speram să fie shallow. Dar este un sumotel. Pe superul shed 4 inci sau 10 cm. E soare, apa destul de limpede și i-am băgat o culoare care ajunsă jos să se vadă cât de cât mai întunecată. Probabil pe fund se vede cumva un negru cu un pic de argintiu pe burtă. Ruleta de la Rapala. Cât are? 75. 75. Un pic mai mult, ba, hai. Încă o dată. 76. 76. Am investigat un fel. Da, fă-mi și o poză, te rog. Next generation. Okay. Oh, crește dimensiunea. Mai mult pentru siguranța lansetei decât. Decât datorită mării mișelăului, dar frumușel.
aceasta a fost partea noastră de pescuit la Dunăre. Și, dragi prieteni, până data viitoare, vă urăm cât întins.